veșnicilor, nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie slava și cinstea în vecii vecilor. Amin. Amin. Suntem la dumneavoastră în ziua de astăzi, pentru că suntem în drum spre capitală. Și la capitală nu poți să ajungi dacă nu treci prin Montreal. Vă mulțumim că ne-ați primit și că suntem astăzi cu dumneavoastră. De aceea vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Și vă invităm, cei care doriți și puteți, să încercați să ajungeți și dumneavoastră la capitală. Vă trece prin minte acum un eveniment din viața Domnului Iisus Hristos, când un reprezentant al puterii din vremea Domnului Hristos, un sutaș, avea un rob bolnav la care ținea foarte mult. Și era grav bolnav. Spune Biblia, era bolnav pe moarte. Omul acesta a trimis o delegație în fața Domnului Iisus Hristos, că el însuși nu s-a simțit vrednic să se ducă în fața Domnului. Oamenii care s-au dus să ducă mesajul lui, adică să-l cheme, să-l roage pe Domnul, să intervină pentru acest rob, să-l vindece, au spus cuvintele astea. Merită să faci lucrul ăsta că iubește neamul nostru. Și ne-a zidit și sinagoga. El era străin, deci nu era din neamul lui Israel, era roman. Și Domnul s-a pornit spre casa acestui sutaș să răspundă invitației. Dar omul acesta s-a resemnat, sutașul, și a trimis din nou un mesaj în fața Domnului și a spus: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Zi un cuvânt și robul meu se va face sănătos. Și când Domnul a auzit cuvintele acestea, a zis: nici în Israel n-a găsit o credință așa de mare. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Știți cum a motivat el această argumentație. Frați și surori, pentru că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și toți, într-un fel sau în altul, că vrem, că nu vrem, suntem subordonați Lui. Există această administrație, această rânduială divină a autorității și puterii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cheamă pe oameni și, interesant, că de data aceasta nu a fost sensibilizat cineva de aici, din Montreal, unde sunteți mulți. Slăviți să fie Domnul! Și Domnul să vă mulțească de 1000 de ori pe când sunteți. În capitală sunt 3 familii care reprezintă mișcarea pentecostală română din Canada. La aceste 3 familii s-au mai adăugat 2 surori. 3 ori 2 fac 6, plus 2 fac 8 suflete. Și de aici pleacă o familie, adică 2 persoane, soț și soție, și vor fi reprezentanții Domnului în Namibia pentru o vreme cât Domnul a rânduit, a hotărât pentru ei. Dacă există cineva aici care a fost sensibilizat de aceste cuvinte, dacă vrei să spui o rugăciune de aproape și să dai o binecuvântare, da? Să fii și dumneata cu rugăciunea și cu binecuvântarea alături de această familie, vă invităm să veniți cu noi la capitală, să facem împreună lucrurile acestea de pe masă. Doamne, ajută și binecuvintează. Amin. Frați și surori, mulțumim Domnului că avem această ocazie să putem să stăm înaintea Lui și
în prima duminică a lunii iulie din anul Domnului 2017 putem să stăm la masă cu Domnul. Este mare har și mare binecuvântare ce Domnul a rânduit pentru noi. Pentru noi, predicatorii, avem, eu personal, am această regulă. Sigur că nu pot să o țin întotdeauna. Regula mea este că atunci când este sărbarea cinei Domnului, acest eveniment special, să fiu cu biserica în registrul căreia este scris și numele meu. Nu pot să respect asta 100%. Astăzi o respect și dumneavoastră o să întrebați cum respect astăzi că ești la Montreal, nu la biserica unde ți este scris în numele în registrul bisericii. Știți de ce? Pentru că frații la noi, cum dumneavoastră ați avut aici ziua Canadei ieri, noi o să avem ziua Americii, ziua de 4 iulie, marți, și sunt foarte mulți din frații noștri, sunt călătoriți, sunt plecați, și frații au hotărât ca sărbarea cinei Domnului, că se poate și așa, să fie decalată din prima duminică în cea de-a doua duminică. Nădăjduiesc ca să fiu împreună cu frații mei și să nu am abatere de la regula asta care mi-am propus-o ca să fiu împreună cu biserica, pentru că nu există mai frumoasă și mai înălțătoare sărbare decât sărbarea cinei Domnului. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este harul deci care Domnul ni l-a dat să fiu împreună cu dumneavoastră, să vedeți că nu numai predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, ci și vrem ca să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu și să ne împărtășim cu frații, să ne împărtășim cu lucrările Domnului care se desfășoară și care biserica le are și ține cont de aceste lucrări. Astăzi este această mare lucrare și sărbătoare Cina Domnului. Înainte ca să intrăm în Cina Domnului, sărbarea Cinei Domnului, aș vrea să ne împărtășim din Cuvântul lui Dumnezeu. Am ales pentru întreaga adunare în ziua de astăzi un titlu ciudat pentru predică. Sunt încredințat că dacă să mă întâlnesc peste o vreme cu unii dintre dumneavoastră, o să vă aduceți aminte de titlul acesta. Pentru că el este un titlu laic. Laic însemnează ceva care nu este din biserică, ceva care nu este bisericos. Titlul predicii mele în ziua de astăzi are două cuvinte. Dar între aceste cuvinte sunt semnele acestea de punctuație de 3 puncte. Ascultați, vă rog, titlul predicii mele. Dacă, atunci. Dacă, atunci. Când spunem dacă, asta însemnează o condiție. Dacă îți iei bilet din Montreal să zbori la Paris, atunci tragi nădejde că o să ajungi la Paris, nu-i așa? Și nimeni care nu-și ia un bilet să zboare cu avionul de la Montreal la Paris nu poate ca să tragă, să aibă această nădejde că va ajunge la Paris. Dacă, atunci. De asta putem să auzim și în alte locuri, și în alte situații când oamenii se adună. Dacă, atunci, în lumina pasajului scriptural din Evanghelia de la Ioan, din capitolul al 6-lea. Dacă ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, atunci avem viață. Și spune Domnul Iisus Hristos și viața veșnică.
este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, atunci avem viață veșnică. Spune Domnul Iisus Hristos, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Viață îmbelșugată. Viață binecuvântată. Viață din abundență. Deci, dacă, atunci. Să urmărim din pasajul care îl avem, 5. Astfel de afirmații. Dacă, atunci. Întâi, vorbește aici Domnul Iisus Hristos. Mi-am dorit mult să am o Biblie ce vedeam la americanii care veneau când eram în România și predicau. Aveau Biblii în care cuvântul Domnului Iisus Hristos, rostit de Domnul Iisus Hristos, apărea sub culoarea roșie. Adică să iasă în evidență, să fie deosebit de celelalte cuvinte din Sfânta Scriptură. Am venit în America, au trecut mulți ani, până când odată Domnul și-a adus aminte de dorința mea și să știi că să-și aduc aminte și de dorința dumitale, de altă natură și altă dorință care o ai și nu uită Domnul, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și mi-a pus în inimă Domnul, în mână Domnul, o astfel de Biblie. Cele mai scumpe Biblii care noi le purtăm și le avem, ascultați-mă și vă rog să urmăriți ceea ce spun. Cele mai scumpe scripturi, cele mai scumpe Biblii care pot să ajungă în mâinile noastre, ascultați-mă, sunt Bibliile care le primim gratis. O veni asta. Nouă ne pare mult să dăm pe o Biblie $50 sau $70 sau chiar $100. Cele mai scumpe Biblii care ajung în mâinile noastre sunt Bibliile care le primim gratis. Pentru că cineva a plătit foarte mult pentru el. Pentru că cineva a investit așa de mult în Biblie, care ajung în mâna noastră și sunt gratis. Și nu plătim pentru ele, nu. Poate că acolo sunt banii văduvei. Poate că acolo sunt banii orfanului. Și ăștia au o valoare inestimabilă înaintea lui Dumnezeu. Am primit deci o astfel de Biblie, am în fața mea acum Biblia care cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt în roșu. Am ales, spuneam, 5 astfel de referințe din acest pasaj în care putem să urmărim dacă, atunci. Suntem la cina Domnului și Sfânta Scriptură, cuvântul Domnului ne spune, în cuvântul care îl avem, că dacă mâncăm și bem trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, dacă îl mâncăm și bem, atunci avem viață. Noi suntem interesați pentru viață. Frați și surori, de aceea suntem în dimineața asta aici. Vreau să vă încurajez și să vă spun ceva. Să nu dezamăgiți vecinii dumneavoastră. Noi suntem emigranți. Dumneavoastră aici în Canada, noi puțin mai la sud. Vecinii pe care dumneavoastră îi aveți, s-ar putea să fie între vecinii dumneavoastră cineva pe care niciodată nu l-ați salutat, n-ați vorbit cu el,
care nu știți cum îl cheamă. Vreau să vă spun că acești vecini pe care dumneavoastră nu știți și necunoașteți, știu cine sunteți dumneavoastră. Și ei sunt fericiți că dumneavoastră aveți casa în apropiere de casa lor. Ei știu că dumneavoastră sunteți o binecuvântare. Vă rog să nu-i dezamăgiți. Vă rog să fiți binecuvântare pentru ei. Dacă dumneavoastră, într-o zi de duminică, nu o să vă mai porniți mașina la ora 8 și un sfert, la ora 8 și jumătate să veniți la biserică, vecinii dumneavoastră, după a doua duminică, își vor face probleme. Ce s-a întâmplat? Poate că dumnealor stau și servesc ceaiul sau cafeaua de dimineață când dumneavoastră porniți mașina și veniți la casa Domnului. Ei știu cine sunteți dumneavoastră, nu-i dezamăgiți. Fiți pentru ei binecuvântat. Doamne ajută! Și binecuvântează frații aici, ca să fie cu adevărat binecuvântarea Domnului de leagurile acestea. Dacă, atunci. Prima referință, în versetul 51. Partea a doua a versetului spune: dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, deci dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lui. Și acum înțelegem această afirmație rostită de Domnul Iisus Hristos, că dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, atunci are viață. Întrebarea care o ridică și care se pune este clar. Chiar oricine, frate și soră, ca să putem să mâncăm, este o condiție. Ca cineva să poată să mănânce, condiția este să fie sănătos. Un om sănătos poate să mănânce. El este sănătos, de fapt, pentru că mănâncă. Deci, ca să fim sănătoși, trebuie să mâncăm. Ca să avem sănătate spirituală, noi trebuie să mâncăm trupul Domnului Iisus Hristos. Trupul Domnului Iisus Hristos pentru noi, mă să nu creadă cineva că suntem canibali, că nu suntem canibali. Trupul Domnului nostru Iisus Hristos are pentru noi o reprezentare. Vedeți, lucrurile pe paginile Sfintelor Scripturi se leagă, concurează unul cu celălalt. Domnul Hristos a învățat rugăciunea când ucenicii au spus: învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii săi. Și Domnul Hristos a spus: când vă rugați, să spuneți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și imediat ce a rostit cuvântul pământ, Domnul Hristos a spus: pâinea noastră cea de toate zilele. Pâinea noastră cea de toate zilele. Și cuvântul pentru noi în această dimineață a început de la versetul 47 și Domnul Hristos spune: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața, viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. El, Hristos Domnul. Și nu este dat oamenilor un alt nume în care trebuie să fim mântuiți afară de numele lui Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Iisus Hristos este Domnul vieții. Amin. Și Biblia, în cuvintele rostite de El, spune pentru noi în această dimineață: dacă mănâncă cineva trupul meu,
atunci cela are viață. Ca să putem să mâncăm, noi trebuie să fim sănătoși. Sănătatea o avem ascultând de El. Dacă ascultă cineva cuvintele mele, a spus Domnul Iisus Hristos, și nu a zis Domnul Iisus, dacă aude cineva, a spus, dacă ascultă cineva cuvintele mele, acela nu vine la judecat. A trecut din moarte la viață. Slăvit să fie numele Dumnezeu. Iisus Hristos este Mântuitor. A venit în lumea noastră și s-a adus pe sine însuși ca jertfă pentru noi. Și prima afirmație care o încadrăm sub titlul nostru, vă rog să fiți de acord cu titlul meu, chiar dacă este puțin mai greoi ca să înțelegem, dacă atunci, prima afirmație care am ales-o pentru aceasta este în versetul 51, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune în partea a doua, dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Iisus Hristos este Domnul vieții. Iisus Hristos este pâinea vieții. Cine mănâncă pâinea aceasta are viață în El. Doi. În al doilea rând, un alt verset care vrem să îl înțelegem în prisma titlului nostru, dacă atunci, este versetul 53. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi. Adică, dacă nu mâncăm, atunci nu avem viață. Cine a spus acest adevăr? Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și El întărește această afirmație, acest adevăr, după cum găsim și în alte locuri, în Evanghelia după Ioan, această repetare a cuvântului. Adevărat, adevărat. Adevărat, adevărat, vă spun. Adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul Omului și dacă nu beți sângele Lui, atunci n-aveți viață în voi. Am concluzionat întâi, ca noi să putem să mâncăm, trebuie să fim sănătoși. Concluzionăm acum de aici, că noi, numai atunci, avem nădejde și siguranță pentru viață, când ne împărtășim cu El. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu, adică aceasta este contrariul, este cealaltă situație, pentru că se poate și așa. Dar noi vrem să avem viață. Noi vrem să fim în părtășie cu El, vrem să fim în unitate cu El, vrem să-i aparținem Lui, vrem să fim din El și să-i aparținem Lui în totalitatea noastră. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze. A doua concluzie, deci, care o tracem, este că numai dacă ne împărtășim cu El, avem nădejdea și speranța. Dacă ne împărtășim cu El, atunci avem nădejde, atunci avem speranță. Trei. În al treilea rând, treilea verset care vrem ca să îl înțelegem și să avem lumină pentru El. A fost undeva într-o biserică, ceva se întâmplă acum asemănător aici, asemănător cu acolo,
era un frate foarte bun și dorea să predice. Numai că biserica lor, când el, pastorul, până la urmă a găsut de acolo. Hai să-l punem și pe să predice. Deosebirea între ei atunci și noi astăzi aici este că biserica, când fratele ăsta, tare mult și-a dorit să predice, biserica era plină de lumină. Adică o lumină aproape desăvârșită, am putea să spunem. Și s-a urcat acest ambulant predicator, s-a urcat la amvon. Dar el nu mai predicase până atunci. Dar numai și-a tot dorit, dar mult a dorit și mult a existat. Și iată l-a dus la amvon. Și știți ce-a predicat? A zis, fraților și surori, dumneavoastră mă vedeți, dar biserica era plină de lumină. Dumneavoastră mă vedeți că eu nu vă văd. S-a dat surori pe la amvon. A treia referință care ne oprim asupra ei și privim sub prisma aceasta, dacă atunci este versetul 54. Cine va mânca trupul meu și bea sângele are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Este universalitatea pentru dacă, atunci. Și aceasta o înțelegem. Tu și tu și eu. Asta înseamnă cine mănâncă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu. Adică oricine ar fi, este o universalitate. Nu există un separatism, nu există o selecție, nu există o alegere dinainte. Numai tu poți, că ești de neam regal. Numai tu poți, că ai pregătire, ai școală, ai diplome. Numai tu poți, că ești bogat. Sfânta Scriptură are aici pentru dacă, atunci, o universalitate. Dacă tu care mă asculți, dacă tu și tu și tu și eu, pentru că avem această libertate, dacă mâncăm trupul și sângele Domnului, deci primim această, înțelegem această universalitate, nu poți să spui, ăsta este prea puțină educație, mare școală pentru mine. Nu! În Hristos Domnul, una suntem. Aceasta însemnează că s-au dat la o parte barierele și avem această universalitate. Dacă tu, dacă oricine ai fi tu aici, oricine ești, dacă tu te apropii de El, dacă tu mănânci trupul și sângele Domnului, atunci Domnul Hristos ne asigură de darul vieții veșnice. Patru. În al patrulea rând, o altă afirmație în pasajul acesta, care vrem să o înțelegem prin titlul nostru, dar dacă atunci este versetul 57. După cum Tatăl care este viu, Dumnezeu Tatăl, m-a trimis pe mine, Domnul Iisus Hristos, și eu, spune Domnul Iisus, El, Domnul Iisus, și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și El prin mine. Dacă vrei să trăiești, atunci trebuie Hristos să fie hrana noastră. Dacă vrei să trăiești, dacă vrei să ai viață, atunci trebuie ca izvorul acestei vieți să vină în noi
din el multe căi se par bune omului, dar la urmă se duc, se vede că se duc la moarte. Iisus Hristos este adevărata viață și oricine este în el, oricine are această viață, adică îl are pe Iisus Hristos, trăiește. Frașilor, trăiește. Dacă îl avem pe Iisus Hristos, atunci trăim. Dacă Iisus Hristos este în noi, avem viața. Dacă Iisus Hristos este în noi, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Ucenicii au zis, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. De atâta vreme sunt cu voi fiile și nu m-ai cunoscut? Dacă îl cunoaștem pe Iisus Hristos, atunci cunoaștem pe Tatăl. Și nimeni nu vine la Tatăl afară de cel ce vine prin Iisus. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Frați și surori, dacă atunci, acest dacă, adeseori ne dă multă bătaie de cap. Implică multe probleme pentru noi. Dar dacă noi îl avem pe Iisus Hristos, dacă Iisus Hristos este în noi, atunci noi suntem îl avem pe Iisus Hristos. A cincea afirmație care dorim să o înțelegem în prisma titlului nostru, dacă atunci, este versetul 58. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși m-au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în viață. Acest dacă atunci este un dacă istoric. Istorie însemnează ceva care se întâmplă de-a lungul timpului, a vremii, a anilor. Israel în vechime a mâncat pâinea îngerilor. Așa spune Psalmul, căci Dumnezeu le-a dat pâine celor mari, pâine din cer. Ei au mâncat, deci, o pâine specială, o pâine deosebită. Și pâinea asta, care a fost pentru ei hrană, 40 de ani. Dar la urmă, cu toate că au mâncat pâinea aceasta, pâinea celor mari, pâinea care s-a coborât din cer, ei au murit. Istoric, frați și surori, pâinea care este Hristos Domnul, dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, atunci nu va muri de cer. Suntem deasupra timpului, suntem deasupra istoriei. Pentru că Iisus Hristos este Cel care a dobândit, Cel care a dovedit cu viața Lui, cu trăirea Lui, cu umblarea Lui, în cuvântul Lui, în lucrările pe care El le-a făcut, Domnul Iisus Hristos, a dovedit cu prisosință că El este și că nimic nu este fără El. De aceea Pavel spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Amin.